una dintre fiicele duhovnicești loiale și fidele și credincioase părintele Nicolae Potașiu, Ana Maria Croitoru, va rosti cântec de după gratia lui Nichifor Crainic în memoria părintelui, fiindcă părintele, când citea sau asculta această poezie, avea în colțul ochilor o lacrimă. Vă rog. Am fost făcut să n-am pe acest pământ nimic, ca pasărea pe ram, cobor și mă ridic. Pe ziduri de cetăți m-am îndârjit să lupt, pândar de bunătăți din care nu m-am făcut. Și frunte de voinici m-am războit cu zmei să ocrotesc pitici, patjocorit de ei. Iar dragostea de neam m-a înflăcărat zicând moșia, unde n-am doi pași pentru mormânt. Și pentru aceasta fac o sânda cea mai grea. Nici zdreanța în care zac nu e măcar a mea. Dacă am avut fântați de luptă și de dor, se bucură încântați că mor în locul lor. Și dacă am fost poet și luptător pe rând, sunt astăzi un schelet ce spânzură de-un gând. M-anvâr precum mai știu ca piatra mori în loc și macin în pustiu sub vântul nenoroc. La geam grilajul des rânjește gol de fier, însemn că pot să ies cu sufletul spre cer. Că am fost făcut să n-am pe acest pământ nimic, ca pasărea pe ram cobor și mă ridic.